Salutare, dragi prieteni! Sunteți pe canalul Drăguța Giremul și astăzi, după voi cum știți, se apropie Halloween-ul. Astăzi am decis să facem machiaje de Halloween. Pentru aceasta vom avea nevoie de un rimel, un creion, un creon pentru ochi negru și un ruj roșu. Și când zic roșu, roșu să fie, dar dacă doriți, puteți să fiți mai creativi, pe exemplu să luați unul albastru, roz, nu știu. Și haideți să începem. Apropo, vreau să vă zic că eu n-am experiență și am decis să filmez prima mea experiență cu machiaje de Halloween. Pentru că vreau să vă zic că n-am făcut niciodată așa ceva, spre rușinea mea. Haideți să începem! Ok, pentru început mi-am pregătit oglinda, știu, nu am mai mare, dar asta e, cred că mă voi descurca. Așa. Și prima dată vom începe cu acest creion roșu, negru, descurse. Deci, ne vom face aici o dungă. Iată și dunga și tot cu creionul negru continuăm. Facem vreo 3-2 linii, știți ce se primească? Așa, momentan arată super capacul angă. Acum ne vom da asta suplimentar cu rimel. Ok, arată un pic mai diferit, dar ce vom pune accent pe negru și pe roșu. Dar ce este Halloween-ul. Vreau să vă zic, știți de unde a apărut, de unde este Halloween-ul? Tradițiile lui sunt de la indieni. Nu știu, cred că sunt indieni, nu știu de ce am zis. Avem rujul roșu și da. Nu știu, eu m-am inspirat, dar m-am gândit să fac, știți cum se filmă așa? Așa, cu roșu. Eu zic să începem și voi reveni cu tot făcut. Nu tot machiajul, dar toată gura făcută. Ok, vreți să vă arăt cum arăt? Știu, nu e foarte perfect, dar v-am zis de la începutul vlogului că nu am experiență și am decis să filmez această experiență spre rușinea mea. Nu am niciodată n-am făcut machiaje de Halloween. Nu voi face ceva complicat. Aceasta este tot. Deci, rezultatul. Am făcut aici o linie, cum ar fi o tăitură. Mi-am făcut această gură. Mi-am făcut aceste gene cu mine. Dar aceasta e suplimentar, ca să arătați mai cool. Mă vedeam mai mult. Acesta este tot. Am decis să nu fac prea multe ornamente pentru că e prima mea experiență și cu timpul îți faci mai multe, așa că pentru început e foarte frumos. Îmi place și dacă și vouă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!